Weekendul acesta are loc premiera ultimei părți a trilogiei de teatru imersiv creată de regizoare Ana Mărgineanu și dramaturgul Pekka Ștefan în cadrul proiectului Orașul Paralel. Partii în Elisabetin sau petrecere în Elisabetin se anunță un spectacol unic în lume, cu mai multe povești care se contopesc și atrag în ele publicul. Orașul Paralel, petrecere în Elisabetin, este un spectacol de teatru imersiv unic în lume. Regizorul Ana Mărgineanu a adaptat un text al lui Pekka Ștefan și a reușit să creeze o lume a minunilor. Un spectacol complet imersiv, cu spații de atracție ca un fel de Wonderland, dar în același timp și cu povești cu cap și coadă, care se suprapun în paralel, în așa fel încât, practic, avem aproximativ 6, dacă nu chiar 7 spectacole care se desfășoară simultan într-unul singur. E, dacă vreți să vă imaginați, o mixtură între ceva din teatru clasic, ceva din storytelling, ceva din teatru participativ, evident, film, joc video. Deci o structură care combină toate aceste lucruri, performance, producând o invitație către spectator de a trece cumva, a se imersa, de aici și termenul de imersiv, de a se scufunda în povestea propriu-zisă. Participanților la spectacol se oferă posibilitatea de a explora mai multe atracții, precum Jocul Vieții, Corul Secretelor cu Teatru de Păpuși, Labirintul Oglinzilor, Pădurea Șoaptelor, Fântâna Timpului, Oceanul Continuității și Tărâmuri Dorințelor. Cel mai valoros e dialogul dintre ele. E dialogul între cum toate layerele astea conversează și cum coreografia vine să pondereze spațiul care pune în valoare textul, sub care intră muzica, peste care vine lumina, dar dialogul ăsta de fapt este cel mai interesant. Așa că ce doresc publicului e să nu caute artificiile, ci să se lase purtați de valul ăsta al poveștii. Universitatea Politehnică Timișoara este parteneră în proiect, iar mai multe spații ale universității au fost reconfigurate pentru a găzdui spectacolul. Încercăm cumva să arătăm că spațiile astea, zidurile universității, pot fi deschise către oameni, către cetate, să spunem așa, și eu nu pot decât să vă promit că încercăm și în viitor să reușim să alocăm resurse, mă rog, și umane și financiare în această zonă. Uneori nu e simplu și nu vorbesc neapărat de resurse financiare, uneori e complicat să explici de ce universitatea face asta. Reprezentațiile spectacolului au loc de vineri până duminică de la ora 20. Sunt mai multe puncte de pornire în oraș pe care le găsiți pe pagina de Facebook Orașul Paralel.